este foarte complicat, extrem, extrem de dificil să ieși cu oala cu mâncare în stradă și să bați din ușă în ușă sau să cauți oameni să-i hrănești. Și de asta am decis să ne adresăm unor organizații care ajută oameni într-un fel sau altul, care au o organizare proprie și care ne ajută să avem siguranța că efortul nostru nu este risipit. Mi se pare incredibil că sunt niște oameni care au muncit toată viața lor și care au nevoie reală de ajutor. Și mi se pare incredibil că poți să ajuți în felul ăsta.